Pe Tatiana n-am văzut-o de mulți ani. Dar în această seară, când am intrat aici, după ce am înălțat rugăciune către Domnul, mi-am îndreptat ochii spre Beni, în partea aceasta, și am tresărit. Am tresărit pentru că am văzut profilul Taisiei. Și ea mi-a adus aminte de Tatiana așa cum am cunoscut-o eu cu mulți ani în urmă. O asemănare izbitoare. Tatiana Rusu, așa am cunoscut-o, a venit la Timișoara cu mulți ani în urmă și unul dintre lucrurile pe care l-a căutat, unul dintre locurile pe care le-a căutat au căutat un loc unde să-l poată cunoaște pe Domnul. A venit la școala biblică, unde slujeam, și mi-o duc așa de bine aminte pe Tatiana și râvna ei pentru Domnul. Alergarea ei spre lucrurile Sfinte. Mi-o duc așa de bine aminte când venea la rugăciune. Mi-o duc aminte când. Se străduia să ajungă la cursurile școlii biblice. Am prețuit-o mult pe Tatiana. Peste ceva vreme a venit și fratele ei, Eugen, în Timișoara. Și întotdeauna eram bucuros să o văd pe Tatiana cum slujește Domnului. Dumnezeu i-a dat un dar aparte de a recita poezii. Întotdeauna când eram în criză de puncte în program, mă îndreptam spre Tatiana și ziceam, Tatiana, n-ai putea să mai reciți o poezie? Recita atât de frumos. Nu pot uita, pentru că am solicitat-o de nenumărate rânduri, de nenumărate ori să recite poezia toată casa mea. Era o poezie pe care și ea a iubit-o mult și prin recitarea ei ne-a făcut să iubim și noi poezia aceasta. Și vă rog să mă îngăduiți, n-am talentul Tatianei, dar ultima strofă din această poezie pe care Tatiana o recita des, zice așa. De aceea, în fiecare seară și în fiecare zor de zi, în inimă mi strâng pe toți și fac mănunchi de bucurii. Cu îngerii fac prieteni și plin frumos din stea în stea și trec prin cântecul iubirii. Ascultăm, Doamne, rugăciunea mea și mută în ceruri toată casa mea. Tatiana, s-a mutat, s-a dus deja în cer, înaintea voastră. Dragă Beni, dragi copii, dragi părinți, sunteți adunați astăzi în jurul acestui sicriu și știu că sunteți cu toți îndurerați. De aș avea posibilitatea să vă mângâi, v-aș da mângâieri. Dar noi oamenii nu avem mângâieri. Însă, mă rog, celui ce este părintele oricărei mângâieri, să vă dea el mângâiere. Despărțirile dor, cu siguranță. Ei bine, Tatiana. S-a dus la răsplătirile veșnice. Însă, ne rămâne nouă, fiecăruia, datoria de a lua în considerare, în modul cel mai serios, viața și felul nostru de a trăi. Am depănat câteva amintiri despre Tatiana care avea peste ani să devină rudă cu noi. Sora lui Beni este cumnata noastră. Astăzi, îngăduiți-mi cu dragoste să vă spun, dumneavoastră, celor veniți de departe, din Moldova, sau celor veniți de aproape, Tatiana e într-un loc mult mai bun. Însă noi, iată-ne, am rămas încă aici, cu haine negre, cu lacrimi pe obraz, cu durerile vieții, cu necazurile vieții, noi am rămas aici. Și aș dori să mă îngăduiți astăzi, dumneavoastră, celor ce ați venit cu atâta compasiune în locul acesta, ca să fiți alături de o familie care resimte o mare pierdere astăzi prin despărțirea de cea care a fost soție, mamă, fică. Dumneavoastră tuturor, vreau să vă cer să vă îndreptați privirea spre sicriul acesta care stă în mijlocul bisericii. Toți oamenii într-o bună zi vor avea nevoie de un sicriu. Dar am o întrebare. E cineva dintre oameni care și-au un sicriu să și-l țină acasă? Nu. De ce? Pentru că nu ne place, sicriul ne aduce aminte de ceva ce nu ne place. Sicriul ne aduce aminte că într-o zi vom pleca din viața aceasta de pe pământ. Și dacă vreți, astăzi vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră care sunteți martori la această despărțire. Vă rog, uitați-vă spre sicriu și învățați o lecție importantă de învățat pentru fiecare om. Sicriul ne pune înainte o lecție despre plecare. Toți vom pleca într-o zi de pe pământ. Pentru că viața pe acest pământ este limitată. Niciun om nu trăiește fără sfârșit. Ci mai devreme sau mai târziu, toți vom pleca. Și atunci se pune o întrebare: dacă plecăm? nu așa că pentru orice plecare, noi oamenii învățăm să ne pregătim? Ieri am plecat de acasă și încă nu m-am întors. Am plecat de acasă și înainte să plec, am avut grijă să-mi pregătesc ce-mi trebuie la drum. Să am cu mine geanta și în geantă să-mi pun toate cele necesare. De fiecare dată când plecăm undeva, noi am învățat să ne pregătim. Ei bine, sicriul acesta ne aduce aminte că toți plecăm mai devreme sau mai târziu, dar întrebarea este aceasta: am învățat noi să ne pregătim pentru plecare? Poate va zice cineva cum putem să ne pregătim pentru plecare. Dragii mei, în această seară, aș vrea să vă aduc aminte că pentru plecarea aceasta, nu putem să ne pregătim adunând resurse pământești. Dar pentru plecarea aceasta despre care ne vorbește Sicriul, putem să ne pregătim luând legătura cu acela spre care vrem să ne ducem. Vedeți dumneavoastră, pentru orice călătorie ne pregătim. Și dacă mi-a fost dat mie să mă duc departe și am avut ocazia să călătoresc în locuri în care n-am mai fost. Știți care a fost grija mea, prima mea grijă când am știut că plec într-un loc în care n-am mai fost? Prima mea grijă a fost să iau legătura cu cineva de acolo și să mă asigur că mă așteaptă. Să mă asigur că am un loc acolo unde să stau. Dragii mei, vă rog să-mi să vă aduc aminte că dacă tot plecăm, înțelepți vom fi dacă vom ști să luăm legătura cu acela care ne poate aștepta acolo. Există doar două destinații spre care pot să plece oamenii. Așa ne spune Cartea Sfântă. Unii vor pleca. Spre rai, și acolo stăpânul este Dumnezeu și Isus Hristos. Și alții, vai, zice Scriptura, vor pleca nepregătiți. Vor pleca într-un loc pe care îl pregătește dușmanul sufletului omenesc, diavolul. De aceea, astăzi, aici, la căpătâiul Tatianei, care pleacă dintre noi, Îngăduiți-mi să vă aduc aminte, dumneavoastră, tuturor că un om înțelept se pregătește pentru plecare. Pe paginile Scripturii există un personaj căruia Dumnezeu îi zice nebunule. Știți de ce îi zice așa? Pentru că omul acela nu s-a gândit la plecare. El s-a gândit că aici, pe Pământ, le va face toate. Să dune, să aibă hambarele pline, să-și mărească hambarele și s-a gândit doar la ceea ce se vede, la ceea ce este aici. Însă, dragii mei, vine ziua când vom pleca spre ceea ce nu se vede de aici. Și tocmai de aceea, omul înțelept va ști să se pregătească. Și unul dintre lucrurile pe care le putem face este aici, pe pământ, să luăm legătura cu acela care vrem să ne aștepte. Am spus că Stăpânul Raiului este Dumnezeu, este Isus Hristos. Te întreb, dragul meu, ai luat tu legătura cu El? Pentru că dăm voie să-ți spun, s-ar putea să pleci și tu pe neașteptate. S-ar putea să plec eu pe neașteptate. Dar ai luat legătura cu Stăpânul Raiului? I-ai spus, Domne, primește-mă și pe mine în împărăția Ta, când va fi să fiu la capătul umblării pe pământ? Mă rog lui Dumnezeu ca fiecare dintre noi să înțelegem astăzi și să știm că de pe pământul acesta toți vom pleca. Și lecția despre plecare este, dacă vreți, aici în mijlocul nostru, în fața noastră a tuturor. Să mi pare ciudat să știu că sunt oameni cărora nici nu le trece prin gând că vor pleca putem să plecăm de vreme. Vai, Tatiana s-a dus așa de devreme. Alții pleacă mai târziu, alții pleacă mai devreme, dar sigur este că oamenilor, spune nevrei nou cu 27, le este rânduit să moară o singură dată. Și după aceea vine judecata. Tocmai de aceea strigătul meu ca predicator în această seară este acesta, să ne pregătim. Prorocul Amos are un verset în cartea lui capitolul 4 cu versetul 12 un cuvânt care zice și fiindcă are să ți se întâmple așa și fiindcă într-o zi vei sta pe catafalc, fiindcă într-o zi vei sta în sicriu, fiindcă care să ți se întâmple asta pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău vă rog fierbinte Înaintea lui Dumnezeu, care are să judece vii și morții. Uitați-vă la sicriu și înțelegeți că este o vreme a plecării. A citit păstorul despre faptul că toate lucrurile și-au vremea lor. Ei bine, plecarea, moartea, citea, își are vremea ei. Și noi nu știm niciunul dintre noi când e vremea plecării noastre. Tocmai de aceea. Ca oameni înțelepți, va trebui să fim totdeauna pregătiți. În fața noastră stă o lecție despre plecare, dar sicriul acesta ne aduce aminte că înainte de a pleca, înainte de a muri, noi trăim. Este și o lecție despre trăire aici. Adică felul în care trăim va marca veșnicia noastră. Cartea Sfântă, Biblia, vorbește mult despre viața aceasta, despre trăirea noastră pe pământ. Și spune, anii vieții se ridică până la, pentru cei mai tari până la, iată că alții trăiesc mult mai puțin și n-ajung nici la jumătatea anilor celor tari. Dragi mei, Cartea aceasta vorbește în mod metaforic despre viață. Știți ce spune? Că viața aceasta, trăirea noastră aici pe pământ, este ca un abur. Fiecare dintre dumneavoastră ați văzut un abur și știți ce e un abur. Vreau să vă aduc aminte că suntem atât de vulnerabili și atât de fragili. Știți cum e un abur? aburul ține atâta cât ții oala cu apă pe foc. Când i-ai luat focul sau ai stins focul, aburul nu mai este. Însă este atât de vulnerabil aburul acela că odată sufli în el și se împrăștie tot. De ce credeți că spune Scriptura că viața noastră este ca un abur? Tocmai ca să înțelegem fiecare dintre noi că trăirea noastră pe pământ nu ne oferă siguranță, suntem vulnerabili, putem, dintr-un moment în altul, să nu mai fim. Însă, oamenii înțelepți vor ști că trăirea trebuie să fie o trăire care să ne facă, în orice moment, să fim gata să-l întâlnim pe Domnul. În altă parte, în mod metaforic, despre viața aceasta se vorbește și zice așa, omul, zilele lui sunt ca iarba și toată strălucirea lor ca floarea de pe câmp. Suntem în iarnă. Fiecare dintre dumneavoastră ați văzut frumusețea ierbii, vara, frumusețea florilor, vara, și ați văzut ce repede se sting toate, se veștejesc toate și se duc. Aș vrea să vă chem să privim cu multă înțelepciune. Ne ducem repede de pe pământul acesta și este o singură alternativă pentru noi oamenii, pentru că noi toți suntem căutători de fericire. Este pus undeva noi, în cugetul nostru, în conștiința noastră, este dorința aceasta după fericire. Și alergăm după fericire aceasta, ca după o fata morgană, vrem să o căutăm aici pe pământ și aici. Nu o poți găsi, cu adevărat. Dar a pregătit Dumnezeu locul fericirii veșnice. Ce avem de făcut pentru aceasta? Dragii mei, am să vă spun, e cât se poate de simplu. S-a coborât de acolo din Rai într-o zi Iisus Hristos s-a coborât pe pământ, într-o iesle s-a născut în Betleem. A umblat printre noi plin de har și de adevăr, ca să ne arate calea și felul în care trebuie să trăim. Apoi s-a dus la cruce și a murit pentru păcatele noastre, ca să ne arate că în moartea lui găsim iertare pentru toată vina noastră. A pregătit totul Mântuitorul, s-a dus la dreapta tatălui, în mărire, ca să ne aștepte acolo, și înainte de a pleca, a zis așa, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Nu credeți că e înțelept din partea noastră acum, când vedem cum la 43 de ani se poate stinge o viață? să luăm în considerare fiecare dintre noi lecția plecării, dar să luăm în considerare și lecția trăirii. Și vreau astăzi să vă spun că nu-i viață mai împlinită pe pământul acesta decât viața pe care o trăiești cu Isus Hristos. Decât viața aceea în care îți pui mâna ta în mâna lui Hristos. De ce v-am spus despre Tatiana? Că atunci când am cunoscut-o, era o tânără care alerga în grabă să ajungă să mai învețe ceva din Cuvântul lui Hristos, să ajungă să se roage lui Hristos, să se închine împreună cu ceilalți. Fata aceea de atunci, Tatiana Rusu, l-a găsit pe Hristos și a învățat să umble cu Hristos, mai apoi alături de soțul ei, Beni, împreună cu familia, a învățat să umble cu Hristos și astăzi avem încredințarea deplină că ea a trăit în așa fel încât la capăt să aștepte Hristos. Însă astăzi, dragii mei, vreau să vă duc aminte fiecăruia dintre dumneavoastră, avem aici o lecție despre plecare, avem aici o lecție despre trăire, dar există aici o lecție despre mântuire. Diavolul, dușmanul lui Dumnezeu și al oamenilor, face tot ce stă în putință să ne facă să ne concentrăm spre lucruri care pierd, care trec odată cu întrebuințarea lor. Toate lucrurile de pe pământul acesta vor trece. Știi ceva? Ascultă-mă bine. Am să-ți spun astăzi că viața e scurtă. Mă poți contrazice? Întreabă, l-am întrebat cândva, cu o curiozitate copilărească, pe bunicul meu, care avea 88 de ani. Mi se părea atunci, ca și copil, că e foarte mult. Și l-am întrebat pe bunicul așa, bunicule, cum ți s-a părut viața asta? S-a uitat spre mine și a zis, Nelule, parcă mai ieri mă jucam în uliță cu copiii. Am ajuns să îmbătrânesc și eu, să am părul alb și mă uit înapoi și zic, Doamne, ce repede a trecut! Viața se duce repede, viața este scurtă! Înțelege-mă și tu care ești tânăr astăzi, viața este scurtă, moartea este sigură! nu cunoașteți niciunul dintre dumneavoastră vreun om trăitor aici în Arad care să aibă 150 de ani, nu-i așa? Nu cunoașteți, pentru că nu există. Moartea e sigură. O, dacă am vrea să înțelegem, ai un loc de muncă, știi că locul de muncă e temporar? Îl ai pentru o vreme și te prinzi de el ca și cum ar fi totul. E temporar? Sănătatea, vom zice noi, e o avere. Nu știm să o prețuim până când nu ni se ia. Ziua de mâine nu e garantată niciunui dintre noi. Veșnicia este atât de aproape. Lăsați-mă să ridic cartea aceasta sus, cuvântul adevărului și să zic, numai Dumnezeu ne poate salva. De aceea astăzi, îngăduiți-mi să vă chem de aici, de la căpătuiul Tatianei, a unei femei credincioase. Îngăduiți-mi să vă chem și să vă zic, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Și despre ziua de astăzi, când tu încă mergi pe picioarele tale și ai putut să vii aici ca să înconjori cu dragoste și cu compasiune această familie, despre ziua de astăzi pot să spun că este o zi care ți-a fost dăruită de Dumnezeu ție. Dar despre ziua de mâine eu nu pot să spun că ți va fi dăruită, nu știu. Nu știu nici mie dacă îmi va fi dăruită. Poate că fiecare dintre dumneavoastră Știți despre pastorul Romi Mocan? S-a dus la biserică, dar nu s-a mai întors acasă de la biserică. Știți ce ne spune nou asta? Că nu noi suntem stăpâni pe viața. Aici Dumnezeu ne pune înainte și vai de câte ori ne pune înainte asta. O lecție despre plecare, ne pune înainte o lecție despre trăire și ne pune înainte o lecție despre mântuire mântuirea este posibilă, zic astăzi, prin Isus Hristos, care a făcut totul ca să avem mântuirea. Depinde însă decizia noastră ce vom face în fața chemării la mântuire pe care ne-o face Domnul. Toate le-a pregătit El. Ne-a arătat și calea pe care trebuie să urmăm. Ne-a garantat și iertarea de păcate și ne-a pregătit și locul în cer. Aș vrea să vă chem acum. Ne-am gândit la familia aceasta, am avut un moment de reculegere pentru Tatiana. Dar ce-ar fi să avem un moment de reculegere pentru noi înșine, fiecare dintre noi? Un moment în care să ne facem socotelile aici, în jurul acestui sicriu, să ne facem socotelile și să zicem, Doamne, dacă tot plecăm eu însumi, dacă tot voi pleca de aici, Doamne, este viața mea. Ceea ce trebuie să fie? Sunt eu unul dintre cei primiți în mântuirea ta? Nu credeți că e înțelept să avem un moment de reculegere pentru noi înșine? Haideți să ne ridicăm cu toții! Să avem un moment de liniște în care să stăm înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, frământați de scurta noastră existență pe acest pământ. Să ne gândim la noi și la felul în care ne-am raportat la Dumnezeu. Să facem liniște și apoi mă voi ruga lui Dumnezeu. Tatăl nostru, care ești în ceruri, îți mulțumim din toată inima că ne iubește așa de mult pe noi oamenii, cât pentru noi și pentru a noastră mântuire ai dat ce ai avut mai scump. Îți mulțumim că l-ai dăruit pe singurul tău fiu, ca să fie pentru noi deschizător de cale spre mântuire. Ni l-ai dăruit, Doamne, ca să fie pentru noi jertfă de iertare pentru păcatele noastre. Îți mulțumim din toată inima pentru aceasta. Doamne, dacă în locul acesta sunt oameni care s-au uitat la propria lor viață și au înțeles că trebuie să întindă mână de împăcare spre tine. Doamne, întinde-le și tu mână de împăcare. Ia mâna lor în mâna ta, Doamne, și te rog din toată inima să le asiguri veșnicia împreună cu tine. Iartă-le păcatele, dă-le o viață nouă, Doamne, și ajută-i să umble împreună cu tine pentru tot restul vieții, iar apoi să-i poți primi în Sfântați Împărăție. Doamne, stau acum înaintea ta să mă rog pentru familia aceasta îndoliată. Doamne, noi înțelegem durerea lor, înțelegem durerea despărțirii de cea pe care au iubit-o atât de mult. Doamne, aș vrea să te rog pe tine care ești părintele oricărei mângâieri, vino și dă-le mângâiere. Doamne, te rog să porți de grijă lui Beni, să porți de grijă fiecăruia dintre copii, Poartă de grijă părinților acestora care își văd fica sau nora în sicriu. Doamne, dăleșilor și lor mângâiere și încredințarea deplină plină că cea pe care au iubit-o s-a dus într-un loc mai bun. Doamne, binecuvântează pe toți de din această familie. Binecuvântează, Doamne, biserica aceasta din care pleacă. Lasă mângâiere peste toți, Doamne. Și te rog în numele Domnului Isus Hristos, dă-ne tuturor înțelepciunea de a trăi în așa fel ca la capătul vieții noastre pe acest pământ, să putem să ajungem în brațele tale și să auzim cuvântul tău care ne zice bine, rob bun și credincios. Ajută-ne să ne pregătim pentru ziua aceea. Slăvim numele tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru viața pe care Tatiana a trăit-o. Îți mulțumim, Doamne, că ai dat harul mântuirii. Îți mulțumim că ai dat harul cercetării. Îți mulțumim că ai mângâiat-o în boală și în neputință. Iar acum, Doamne Dumnezeule, te rog, fă ca amintirea ei în familia ei, Doamne, să fie întotdeauna încurajatoare. Amin.